Salutare, salutare! Azi îmi face un clip așa mai scurt, pentru că majoritatea am văzut că vă cam plictisiți și de înțeles. Stau prea mult cu gura și să vă explic ca la copii mici, deși nu și are rost. Ideea e în felul următor, azi vom da liftul jos, pentru că am stat și am cântărit toate lucrurile și am ajuns la concluzia asta, pentru că costă prea mult de reparat. În Buzău nu e nimeni care să ocupe, adică eu n-am auzit pe nimeni, n-am găsit. În fine, treacă meargă. Și dacă aș fi să găsesc, e foarte scump de făcut. Și naiba vina seama. Și nu rentează. Pentru 2-3 curse care le găsim pe bursă cu lift, pentru mine a fost soluția optimă de a-l da jos. Ai pune bară pe spate, sănătate și un praz verde, îi dăm bătai. Așa că voi desface șuruburile astea, bang bang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sus și vreo 2, 3 cred că sunt pe jos și pe partea aia la altă la fel. Voi tăia aici cu flexul, deja l-am pregătit, cablu aici, cablu acolo. Voi tăia, cred că voi tăia, nici nu știu cum voi tăia, că e ca dracu. Voi tăia astea prima dată, ranforsările astea, după șasiu, o dată aici. Hai să vă arăt așa un pic, ha, aici, bang, și pe partea e la fel. Și aici o să-mi fie mai greu. Șuruburile, nu știu, o să le tai, o să le desfac, habar n-am. Așa că hai să trecem la treabă, nu mai stăm prea mult la discuții. Feel free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all won't see. Yeah, you won't see that I will get it, 'cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. Good as you kid. Lately I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day. Man, you know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Then it's that first, 'cause we going, you going insane. You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. 'Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have a choice in the wind, because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. When we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. 'Cause when we go in, we win in the match. Yeah, yeah. When we go in, we win in the match. So that's how we do, 'cause we be the best. We be the best, best, yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, best, yeah, we be the best, hey, yeah, we be the best.
atâta muncă, după cum vedeți, a venit și seara. Văd că ăsta se luptă greu cu mine, nu vrea să se lase de dat bătut. Pe partea aia de acolo am lăsat-o oarecum în jos, trebuie să vorbesc rapid, că se termină bateria. Așa că o să revenim mâine dimineața. Azi e următoarea zi. Ce încercam aseară să vă zic, că se termină bateria. Am încercat să pornesc asta de vreo 2-3 ori și doar 5 secunde am reușit să mai filmez. Ideea era în felul următor, că ăsta era sudat aici. Deci până aici e șasiul original, ca să prindă bar. Vedeți și găurile astea, hau hau. Bucata asta de aici, asta a fost sudată, pusă extra de către fostul proprietar și acolo și aici, uitați, l-am fără mar, l-am zăpăcit, domnule, l-am nenorocit. Nu se pune cu mine. N-am mai văzut aseară și a trebuit să mai tai aici, bang bang, trebuie să mai tai și zona asta pe aici un pic și pun dedesubt pe acolo. Să vedem, aici s-a lăsat un pic ăsta, după cum vedeți, linia lui ăsta, hau. El era un pic mai sus. Așa că nu mai stăm la vorbă și să începem să ne apucăm de treabă. Băi, în sfârșit, după încă vreo 2 ore de muncă și de chinci și de bătut și de zăpăcit, l-am dat jos. Am băgat penele astea care băgăm la lemne să le crăpăm, le-am băgat aici, hau, banc, și după cum vedeți a căzut. Era naibii undeva pe dedesubt acolo, dacă se vede, nu se vede. Era sudat în așa fel încât nu puteai să ajungi nici cu flexul, nici cu nimic. Singura șansă a fost penele acelea. Nu mai mi-a rămas decât să desfac cablul ăsta care duce, hau, 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 îl vedeți? În copexul ăsta. Hau, 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 hau. Bau, bau, bau. Nu știu, duci pe acolo. O să mă bag pe dedesubt. Să vedem unde duci și să-l desfac de tocmai direct de la sursă, cum ar veni. Cum vedeți, se tot duce încolo. Astea, cablurile astea. Și nu știu pe unde mama lor vin. Pe acolo, în zona aia. Pe dedesubt. Și se duce undeva pe aici. Eu acum trebuie să văd unde, că sunt prea în spate și mașina e prea joasă. Mamă. Deci pe aici astea sunt. Puțite ciunile astea. Uite la acolo, cred că e ăsta, mai mult ca sigur. Ăla. Gata, măi, dragilor. Am reușit să desfac mațele astea. Uitați aici, jale mare, tot cârnatul ăsta, l-am tras de acolo, din față de la motor, de fapt de la baterie l-am tras, am desfăcut, ce s-a făcut. Nu pot filma de sub de acolo pentru că e zona prea îngustă și nu pot să stau cu camera în mână, dar ați priceput voi care este ideea. Cam asta a fost cu liftul ăsta dat jos. M-am chinuit o zi și câteva ore. Dar nu ne-am lăsat învinși. Așa că, dragilor, până la un nou vlog, v-am pat. Ceau!